Val de retragere ale președinților secțiilor de votare înainte de referendum. La nivelul județului, retragerile au avut loc în două serii. Prefectura Gorj se așteaptă ca numărul cererilor să crească. Spre deosebire de data trecută, când vă spuneam că s-au retras 20 de persoane, ieri erau 50 de președinți de secții de votare care au înaintat către tribunal și către Autoritatea Electorală Permanentă Gorj cereri de retragere. Motivele invocate sunt diverse, de la motive medicale până la faptul că sunt plecați din județ. Datoria noastră este să înlocuim aceste persoane și asta am și făcut. Ieri a avut loc extragerea acestor persoane înlocuitoare. În momentul acesta avem toate secțiile ocupate, însă trebuie specificat că până în vineri se mai pot retrage. O să înlocuim dacă este nevoie. Cele 50 de persoane au fost înlocuite cu succes, însă este nevoie de noi instruiri. Pentru că aceste persoane sunt noi, a trebuit să mai facem încă o zi de instruire, așadar astăzi mai are loc o instruire la noi la prefectură. Referendumul va avea loc pe 6 și 7 octombrie.